Și din joburile respective trebuia să fac un întreg viabil. Poate dacă aș fi făcut cursul cu un an înainte să se întâmple drama vieții mele, n-ar mai fi fost același impact, dar am fost atât de hotărâtă să dau tot din mine în a descoperi unde sunt demonii, unde e negru, unde e umbră, și să fac lumină și să fiu o persoană coerentă pe restul vieții mele, încât da, m-am implicat mult. Și Da, am dat importanță în top. tu nu știu dacă ți-aduci aminte, când am vorbit inițial, înainte de a intra tu în program, eu spun sincer că m-am speriat un pic, mi-am dat seama că tu aveai o problemă reală, serioasă, profundă și m-au speriat cumva povara asta și mi-a fost, chiar mă gândeam să nu, că nu-i potrivit pentru tine programul, știi? Și mă gândeam să-ți recomand altceva, să găsești în altă parte, știi? Sunt Dar la când te-am văzut psihoterapie. atât de hotărâtă, nu, că tu ai mai încercat oricum alte metode și alte așa, aveai o experiență, tu ai dobândit tu o experiență înainte de asta în a lucra cu tine. Și te-a ajutat mult în treaba asta, dar asta mi-aduc aminte și a fost. Așa, știi, că dacă nu te primeam atunci în program. Eu atunci am respins cam 30% din oameni care. Așa, vedeam dacă sunt potriviți sau nu, dacă să nu fie o responsabilitate pe care eu nu pot să o duc la capăt. Am Dar fost un eu. candidat potrivit și am știut de la început că sunt un candidat potrivit pentru curs, pentru că îmi doream foarte mult să fac ceva cu mine. Deci nu aveam reticență la schimbare, reticență la a introduce ceva în viața mea, în a lucra cu mine. Tocmai eram atât de hotărâtă să fac ceva. De asta am fost bună. Da. Adică eu de la început am zis, mi se potrivește, e ok, numai după titlu e ok, pentru că era 30 iunie și spusesem 2022 și spusesem că voi putea să continui restul vieții mele în momentul în care voi găsi un sens. Ori programul ROST venea exact pe linia asta, să-ți găsești un scop, rostul tău în viață. Și de aceea am știut că este bun, pentru că indiferent ce metodă venea și îmi propunea, eu eram pe drumul de căutarea rostului, ceea ce mă motiva să merg mai departe. Da. Dar eu Asta. sunt curios, am văzut că erai foarte hotărât atunci la început și asta m-a și făcut să înscriu un program. Sunt curios, așteptările tale de atunci, pentru că așteptările tale erau mari, cum ai spus, doar din titlu văzând. Adică ele s-au confirmat pe parcursul programului, au mers pe linia, adică s-a ținut programul de promisiunea din titlu, să zic așa, pentru tine a funcționat promisiunea din titlu? Promisiunea din titlu a funcționat pentru că oricum el chiar dacă nu poate nu propunea, eu urmăream acest filon. Adică cred că și în orice carte pe care o citesc, tot filonul ăsta îl urmăresc și atunci fiecare carte are valoare. Ce mă așteptam eu dinainte era un curs în care să mi se vorbească doar foarte mult și să mi se ceară să achesez la informație. Ori provocarea lui, valoarea lui a constat în faptul că am fost pusă să răspund la întrebări, că prea puțin a contat ce mi s-a spus. Adică au fost valoroase, cam undita mai caietul cu notițe, dar procesul de reflexie, de răspundere la întrebări, de revenire pe întrebări, de meditat, a fost valoarea cea mai mare a proiectului. Prin urmare, eu cred că oricine intră în programul ăsta în dorința de a veni schimbarea din afară, nu face față și renunță. Oricine e dispus să caute schimbarea în interior, fiind ghidat, dar
doar singur făcând schimbarea, are șanse să termine programul, cursul și să obțină și o plus valoare. Să luăm așa cumva la început. Eu am dat record pe între timp pe buton. Poți să-mi spui un pic despre tine, adică care a fost conjunctura, contextul în care tu te-ai înscris în program? Căutam ceva și cred că caut în continuare, adică nu se va termina până la sfârșitul vieții mele. Căutam un ceva care să mă facă să continui, pentru că fiica mea a murit în 2022. Ea avea 20 de ani atunci, prin urmare a fost, și fiind singur copil, a fost o traumă destul de mare pe care poate nu am trăit-o atât de intens atunci cât ulterior. Și știam că pot să merg mai departe dacă voi găsi un sens pentru care să continui. Și în momentul în care am aflat de cursul Rost, sens, am știut că este pentru mine și oricât ar fi costat și orice ar fi implicat, eram dispusă să intru în acest curs. Pentru că vroiam să știu de ce trebuie să trăiesc în continuare. Bine, poate nu mă așteptam neapărat cursul să-mi dea nenumărate motive din care o să apăs cu degetul pe unul. Dar oricum știam că trebuie să parcurg acest drum. Și a fost un drum așa de mână cu parcurgerea dolului în continuare și a ieșit ceva bun și frumos la final. Bun și frumos în sensul în care sunt mult mai liniștită și mai echilibrată și un om diferit față de cel care a intrat în curs. Serios, uite, sunt foarte bucuros de felul în care ai poziționat rezultatul ăsta, tipul ăsta de rezultat, pentru că mi se pare cumva clar, limpede, adică ceva încadrabil. Chiar ești curios, tu cum ai descoperit programul Rost? Unde l-ai găsit? A fost o chestie? Cred că totuși făceam parte din Harta 3V și din grupul Harta 3V și cred că acolo l-am văzut. Am văzut promovarea lui și am zis ok. Aveam timp și am zis fac un curs. Eram dispusă să fac oricâte cursuri în căutarea unui motiv pentru care să trăiesc. Nu mă așteptam de la început să fie atât de lung, atât de provocator și ceva care să mă sistematizeze atât de bine. Pentru că tot ce am citit provocată de programul Rost legat de neuroștiințe, am realizat că faptul că am fost organizată, adică că mi s-a cerut o organizare, să am un program de dimineață, să mă trezesc și să-mi fac întâi tot ce era legat de programul Rost, să meditez la sfârșitul fiecărei zile sau la începutul zilei următoare cu privire la ziua care s-a încheiat, ce a fost bine, ce a fost rău, un gând bun, picătură cu picătură, lucrurile m-au sedimentat, m-au făcut să văd chiar doar jurnalul. Poate era suficient, dar poate nu avea atât de mult impact ca și temele pe care a trebuit să le fac. Jurnalul m-a organizat și m-am bucurat că a trecut din cortexul prefrontal în limbic și atunci este rutină, poate restul task-urilor din cadrul unei zile le fac, nu le fac, se mai amână, dar Rostul nu se amână, chiar sunt la finalul încă unui jurnal, urmează să schimb peste câteva pagini și a fost un lucru bun. Da. Da, îți mi-aduce aminte așa, care a fost problema cea mai stringentă, să zic, concretă, pe care ți-ai propus sau ți-ai dorit să o rezolvi inițial? A fost, poți să spui, sau poate două, sau poate care a fost problema cea mai stringență? Ceva care era cea mai... Împăcarea cu mine, pentru că mă consideram vinovată de moartea ei și atunci trebuia să mă împac cu mine.
Dar programul n-a făcut doar să mă împac cu mine, ci și cu restul oamenilor din jurul meu. Aici a fost valoarea lui. Bine, da, au fost foarte multe relații care s-au încheiat, dar s-au încheiat fără violență, adică fără vorbe urâte, în sensul ăsta că violență fizică nu sunt capabilă. Cuvintele știu că rămân și atunci am fost foarte atentă, dar am făcut foarte multă curățenie. Bine, curățenie poate nu neapărat impusă de vreun tas, pentru că nu cred că a fost vreun tas care a spus să facem curățenie neapărat în viață, cât părintele duhovnic, care a spus hai să facem puțină curățenie. Și în momentul în care am început să fac curățenie, la un moment dat mi-era teamă că o să rămân singură în atâta curățenie. Adică curat, 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 curat. Ce are valoare păstrăm, ce e bun păstrăm, ce e rău dăm la o parte și punem numai lucruri bine așezate. Și fapte bine așezate și relații bine așezate. Și a fost un lucru bun. A fost dureros, dar bun. Da, într-adevăr, cred că e dureros să faci așa curățenie radicală și în viață și în interior și în exterior și în relația cu Dumnezeu, da. Tu spuneai că ai mai încercat niște lucruri înainte, mi-ai făcut niște lucruri care au funcționat până la un punct. Adică ce ai mai făcut tu să rezolvi problema asta pe care o simțeai stringentă sau problemele astea care le simțeai stringente? Nu știu, căutam să vorbesc cu oamenii până când totuși am conștientizat în cadrul proiectului ROS că eu oricum vorbeam printr-un zid de sticlă și nu eram auzită. Vorbele mele oricum erau denaturate și eram neînțeleasă. Și aici a fost cea mai mare valoare pentru că am stat și am lucrat cu mine și am scris și a trebuit să-mi înfrunt demonii, toate supărările, toată amărăciunea, să fac pac cu mine. Și chiar în momentul în care n-am fost în stare să scriu scrisoarea de iertare pentru dușmanul meu cel mai mare, care era sistemul de sănătate și cu medicii săi, ai reușit cumva să mă convingi, totuși încearcă, ce ai de pierdut. Mi-aduc aminte că asta a fost un blocaj al tău, știi? Și am văzut oameni diferiți în program au avut blocaje diferite, pentru că fiecare vine cu bagajul lui. Și la tine a fost blocajul ăsta, știi? A fost cumva special, din tine venit, da. Dar ai trecut peste asta și știu că percepția ta a fost că a fost un blocaj mare, dar ca să-l depășești, de fapt, ai avut nevoie de foarte puțin. De foarte puțin încurajare și de un pic așa de trecut împreună peste un lucru, da. Teoretic știam că de fapt supărarea era echivalentă cu niște bolovani în spatele meu. Deci viața mea era grea datorită acelor bolovani pe care îi târiam după mine. În momentul în care am scris scrisoarea și am decis ok, pot să iert, dar asta nu înseamnă că trebuie să acord încredere necondiționată pe viitor celui pe care îl iert. Și ăsta a fost ok, perfect, e în regulă. Ai găsit exact modalitatea de a încadra chestia asta. Da, da. Da, și cumva cred că asta m-a ajutat și în relațiile de pe viitor, în care tot ce am rupt, tot ce am, încât să știu, e bine să fiu doar hotărâtă, să spun stop și mai departe nimic. Ajunge, e... Nu trebuie și prea multe justificări, dar important e să fac pace și liniște în mine. Și asta am urmărit, cred că de la începutul anului, ăsta e acum filonul pe care merg. Tot ce fac să provoace în mine senzația de pace, de liniște, de confort. Cred că fugim de noi. Da, dar e greu să sapi într-o zonă în care ai emoții puternice. Mi-aduc aminte că tu ai citit mai multe cărți, Victor Frankl, mi-aduc aminte că ai citit și ai rezonat și eu aveam unele lucruri de la Victor Frankl în curs ca idei.
Și ai rezonat. După aia mi-ai spus că ai vorbit cu, ai încercat să vorbești cu oamenii, dar era acel zid de sticlă de care ziceai și era practic o, nu ajungeai la capăt prin, doar prin discuția asta cu oamenii, că avea acest barieră, să zic, de sticlă. Și știu că ai mai făcut, ai mai ținut jurnal. Da, din rost. Ai făcut și exerciții de recunoștință, mi-aduc aminte, lucruri foarte interesante. Da. Dar de ce crezi lucrurile astea au funcționat până la un punct? De ce crezi că programul rost a avut în plus față de lucrurile astea pe care le-ai făcut înainte? De a citi carte, de a vorbi cu oameni, de a face, ține jurnal. Ce a fost? De ce nu a funcționat astea, să zic, până la capăt? Pentru că erau pe perioadă determinat. Faci jurnalul 20, 50, cât se întâmpla un nu știu ce curs și stop joc. Ori recunoștința e o acțiune pe care trebuie să o avem zilnic. Și dacă se poate, nu doar o dată pe zi, ci de două ori pe zi. Măcar de două ori pe zi, dacă a treia oară devine... Cumva am conștientizat că e minunat dimineața, dar mai e bine să existe măcar un moment de 5 minute de recunoștință și la prânz. Ce a fost bun, mi-am dat seama că este util să ai un plan. Bine, eu lucrând, studiind pe chestia cu neuroștiințele, mi-am dat seama, căutând dopamină și serotonină și ceva care să-mi dea sentimente mai bine, am înțeles că e bine să ai task-uri pe care să le bifezi. Chestia asta, numai dacă bifezi task-urile, se creează dopamină. Prin urmare, în jurnalul meu am task-uri repetitive, adică lucruri care se fac zilnic, care sunt de bun simț. Să ștergi un praf, să, nu știu, să scrii în jurnalul de lectură, că mă uit acum, să-mi iau pastiluțele, să... citesc despre Japonia, că am în zi de zi, eu trebuie să citesc puțin de Japonia. Să... În fine, lucruri de bun simț pe care le bifez îmi dau bine. Deci pe astea le-am integrat în jurnal, și repetitivele și nerepetitivele. Ce a fost bine? A fost foarte bine. La un moment dat părea plictisitor, groaznic de plictisitor. Astăzi voi fi, astăzi renunț la a fi. La sugestia lui Alin am trecut și eu pe astăzi renunț la a fi. Și mă săturasem să renunț la a fi depresivă, anxioasă. Deci astea două, cred că jumătate de an, nu știu, un sfert de an, jumătate de an, au fost două lucruri la care eu renunțam la a fi. Nu știam cum renunț la a fi, dar renunțam la a fi. Dar cumva pentru că renunțam la a fi, am citit despre ele și am găsit strategii naturale prin care cumva să reușești să ieși din anxietate. Am înțeles că am anxietate de performanță, lucru nou. Am înțeles că sufăr de sindrom de stres post-traumatic. Mi-am asumat-o, mi-am însușit-o, am acceptat-o, nu am mai refuzat-o, că sunt în regulă. Nu, nu sunt în regulă, sufăr niște lucruri pe care încerc să le gestionez într-un sens bun. Și am înțeles că în momentul în care discut cu cineva trebuie să țin cont și de toate aceste lucruri și că nu are cum să înțeleagă că eu sufăr de ele și să mă priceapă decât într-o zonă mai mică, adică se dă cu lingurița, nu cu polonicul, dacă vreau să mai discut cu cineva. Dar astea au fost niște lucruri bune. Astăzi voi fi, astăzi renunț la a fi. Eram obișnuită cu recunoștința, dar pe un termen atât de lung nu. Prin urmare, concluzia mea fermă este: jurnalul rost va rămâne forever în viața mea. Practic, tu cum spui de recunoștință, ea devine o atitudine. O atitudine se învață ca ea să devină automată, cum spuneai, să devină un obicei. Trebuie exersată și pentru asta trebuie timp suficient de lung ca să se sedimenteze ca obicei. Da. Și e bine, da, și a funcționat, adică faptul că tu asta ai introdus și momentele tale, adică la amiază sau ți-ai găsit tu mecanismul prin care să-ți întărești acest obicei. Și am completat cu lucrurile care simțeam că pentru mine adaptate dau plus valoare. Da, plus că am avut canon și atunci canonul trebuia să lipesc cu ceva și nu mergea pus direct și atunci trebuia momentul de recunoștință de la prânz, ca pe urmă să venim cu canonul.
Da, foarte bună a fost analiza zilei cu cele trei lucruri bune care s-au întâmplat. Discut pe tema jurnalului. Dar cumva acolo, pentru a conștientiza că ziua mea nu se risipește, pentru că am zis că am adăugat repetitive, nerepetitive, am adăugat și întrebarea și ce am făcut administrativ. Adică, bun, am stat în cap, slavă Domnului, am avut multe de făcut cu capul, dar cu siguranță în viața mea concretă am mai avut și niște lucruri palpabile de făcut și le-am notat și pe astea. Gândul zilei a fost foarte tare pentru că dacă mă uit acum în jurnal, cred că lucrurile pe care le răsfoiesc cu viu interes din urmă sunt: care a fost gândul zilei? Care a fost gândul zilei? Care a fost citatul interesant? Care a fost vorba valoroasă pe care am auzit-o? Da, deci, da, plan, și îți dă optica de a găsi ceva valoros pe care tu știi că el va fi valoros și peste un timp și îi dă valoare în sine jurnalului ca obiect, adică tu îl poți reciti găsind și poți să-ți iei valoare în continuare. Da. Dar din tot programul, care au fost lucrurile, să zicem așa, din componența, din structura programului, cursuri, seminarii, întâlniri, lucruri de felul ăsta, întrebări, introspecții, jurnal, toate astea, care crezi că au fost cele mai importante pentru tine în cazul tău? Scrisoarea de împăcare, de iertare. Acolo unde la mine a fost un mare blocaj, pentru că uram cu toată ființa mea, cu toate celulele, și știam clar că dacă mai stau în ura asta, o să devin o celulă canceroasă până la urmă, pentru că nu se poate, că se somatizează, și cumva am putut să mă eliberez. Ce mi s-a... Au fost foarte multe teme valoroase. Mie mi s-au părut foarte multe teme valoroase. Sunt două teme pe care încă nu pot să le fac, și anume clubul de lectură și o acțiune. Dar nu pot să fac pentru că am făcut o curățenie atât de mare încât mi-e greu acum să găsesc niște persoane cu care să mă întâlnesc în carne și oase, cu care să fac clubul de lectură. Dar asta este unul din țintele mele, următorii oameni cu care socializez, îi trec și prin filtrul de... Putem să citim niște cărți similare pe care să le discutăm. Mi-am dat seama că e foarte important bagajul pe care îl avem pentru a avea schimbul de idei. Ca să-mi fac cetatea mea, întâi trebuie să-mi fac niște prieteni care sunt pe aceeași lungime de undă. E prioritar pe anul ăsta. După curățenie vine și o nouă repopulare a spațiului tău, așa, în cercul de prieteni, și asta poate să-ți dea un criteriu să mergi mai departe și în ce fel să-ți populezi asta. Da. Dar tu mi-ai zis de asta, dar eu mi-am notat câteva întrebări, și una dintre întrebări era ce ți-a plăcut mai mult sau ce a fost mai valoros pentru tine în program. Te-am mai întrebat cumva despre asta sau mi-ai spus deja, sau care a fost descoperirea cea mai interesantă? Tu mi-ai zis cumva despre blocaj. Poți să-mi spui și alte descoperiri despre tine pe care ai găsit-o în program? Că e bine să fac în viață lucruri care îmi fac plăcere, cu care mă identific. Să umbli pe o cărare care nu este a ta nu duce nicăieri. Și viața pe pământ se transformă în iad. Urmărește-ți visul, urmărește-ți menirea, și atunci tu cu tine ești împăcat și poți să mergi și prin bolovani, dar nu ești obosit la finalul zilei. Asta a fost cea mai mare realizare, cumva, trecând de împăcare, că trebuie să am grijă să fac lucruri cu care mă identific, cu care sunt 100% de acord și care sunt potrivite felului meu de a fi. Da, mi-a plăcut cum ai zis asta. De exemplu, dacă îmi tremură mâinile, dacă îmi tremură mâinile, nu o să mă apuc să cos goblen. În sensul ăsta mă refer. Adică vezi calitățile și acolo unde te simți bine și în armonie cu tine, perseverează în a merge. Viața asta e finită, se termină repede. Și atunci
E bine să fim împăcați noi cu noi. Da, Aveam o da. tensiune în corp, de toate supărările, toate frustrările, cumva rămân lipite în mușchi, cred. Încă n-am citit nicio carte despre asta, dar bănuiesc că există și niște studii. Ori mi-am dat seama că eram tensionată total. Deci nu mai îmi percepeam mușchii relaxați, pentru că nu era niciun mușchi relaxat, cu toate că nu alergam nicăieri, nu făceam niciun mare sport care să provoace febră musculară și cu toate astea eram tensionată. Și am reușit să-mi eliberez tensiunea din corp, ceea ce a fost un lucru mare. Cumva, cred că toate au izbit și au dus undeva în care eu cu mine sunt mult mai bine, mult mai împăcată. Am înțeles care îmi sunt valorile, nu pentru că mi le-a spus cineva, ci pentru că a trebuit să stau acolo și să sap. De asta consider că cea mai mare valoare a acestui program constă în faptul că noi trebuie să stăm cu noi și să săpăm în cine suntem. Am fost învățați o viață întreagă să fugim de noi pentru a satisface dorințele, visele, aspirațiile, nu știu, ștachetele altora. Da. Nu e enervant sau plictisitor să stai să lucrezi cu tine însuți, să te concentrezi prea plictisitor. Ar putea întreba cineva, adică cineva s-ar gândi, doamne, dar ce stau, mă plictisesc, stau cu mine și mă... Plictisitor nu e, eu cred că e spaimă mare pentru că acolo știi clar că ții niște demoni bine ascunși în spatele multor uși. Pentru că trăim într-o societate în care nu avem o mască. Avem mască peste mască peste mască, nenumărate măști. Și pe măsură ce curgeau task-urile și temele, realizam că dau măști jos. Și mă duc tot mai în fundul sufletului meu și a psihicului meu. Dar a trebuit să am răbdare de a munci eu cu mine. Multe lucruri se întâmplau sau îmi veneau răspunsuri în rugăciunea de dimineață. Rugăciunea de dimineață pe care poate o făceam din joi în Paști, dacă nu era programul rost care spunea că dimineața ți-o încep și cu o rugăciune. Și dacă se poate, nu neapărat un șablon țac-țac-țac, ci și cu lucruri noi în care vorbești cu Dumnezeu. A fost un lucru foarte bun modelul domnului Răducă, cred, Marin Răducă. Da. E un model la vârsta dumneavoastră, ceea ce făcea de câte ori mi se părea greu, mi-aduceam aminte de exemplu pe care ne-l dăduse și am zis, Doamne, dar cum pot să mă vait dacă dumnealui a putut? Da. Da. El a fost un sfânt în viață și a fost un privilegiu să-l cunosc. Da. Și mi-a fost de mare folos și am zis orice am văzut de folos la el, trebuie să spun și altora sau să-i implic și să le dau ca model oamenilor lucrurile de la el. Da. Uite, mi-am notat o întrebare aici. Ce domenii din viața ta crezi că s-au îmbunătățit sau cum s-au îmbunătățit? Cum ai putea aproxima? Mi-am dat demisia. Deci nu este un lucru bun din punct de vedere financiar. Serios? Eu nu mai știam dacă... Da, eu aveam planificată pentru 9 decembrie, dar a fost un tăvălug la servici. Și am zis eu din tăvălugul ăsta care urma să fie tot restul anului, nu ies cu bine până pe 9 decembrie. Și în momentul în care au fost niște pusee de hipertensiune pe care nu le mai țineam în control nici cu medicamente, am zis stop, gata, ajungi, pentru ce? Și de asta, deci terminasem și cu serviciu și constatam că încă mai aveam tensiune musculară. Ceea ce nu era bine. Deci e, pentru mine este un plus faptul că mi-am dat demisia. Pentru mine iar este un plus faptul că îi accept cu iubire pe cei din familia mea. Pentru că în loc să le văd defectele, le văd calitățile și nu mai îmi propun să îi schimb. Cumva consider că am crescut puțin din punct de vedere a inteligenței emoționale.
Este practic un început și în domeniul ăsta al serviciului. S-au terminat niște lucruri care erau ca o povară și o să înceapă lucruri care sunt De altă benefice. natură, Și în familie e o perspectivă, să zic așa, o schimbare de perspectivă sau o îmbunătățire a perspectivei de relație cu ceilalți. Uh-huh, uh-huh. Da. Cumva, de ce crezi? Adică, da, iartă-mă, zi. Da. Am înțeles cum trebuie abordați oamenii. Pe oameni nu trebuie să-i schimbi, trebuie să-i accepți așa cum ești, cum sunt. E foarte important să-i accepți așa cum sunt, indiferent dacă sunt buni sau răi, să-i accepți, să nu-i judeci și să mergi mai departe. Dacă ei pe drum merg alături de tine foarte bine, dacă nu, nu trebuie să rămâi gândindu-te la tot ce au făcut rău. Cumva mi-am schimbat relația cu oamenii, modul în care privesc oamenii. N-aș putea să spun dacă a fost ceva din cursuri sau pentru că am citit și foarte mult în perioada asta și citind pe anumite teme am ajuns eu să mă transform, nu știu. Da, unele lucruri sunt, să zic așa, efecte adverse care de fapt au efectul cel mai mare. Pentru că tu te schimbi, se schimbă și celelalte lucruri, felul de a percepi oamenii, felul de a sta în familie, felul de a... de a-ți regla emoțiile în legătură cu oamenii cu care vii în contact. Da. Da. Uite ce mi-am scris eu aici. Așa ca pe ansamblu, care crezi că a fost impactul colaborării noastre în programul ROST? Așa, ca o chestie de ansamblu, să zic, nu neapărat ca detalii. A fost ca stare, a fost o chestie tensionată, stresantă. Nu a fost stresantă. Dar totuși te-ai confruntat cu niște, cum ai spus tu, cu demonii din tine sau cu balaurile din noi, zic așa, da. Și asta poate să-ți dea un disconfort, nu mă gândesc. Eu acum fac pe avocatul invers. Nu știu dacă îți provoacă un disconfort, dacă ai curajul să mergi până la final. A fost acolo, a trebuit, nu știu, încercam să... catastrofa pe care o eviți. Vai, deci aia mi s-a părut, ăla a fost marele demon pe care a trebuit să-l scriu pe hârtie. Și m-am uitat după la el și am început să râd de mine și am zis, Doamne, Doamne, dar cum am putut să țin așa ceva în mine? Dar chiar așa? Dar poate nu o fi așa? Dar nu o să fie întru totul așa? Dar stai puțin, Laura. Cred că dacă avem curajul să ne ducem acolo și să vedem un negru și să ni-l expunem nouă în fața noastră, realizăm că putem să-l albim. Dar este o muncă doar a noastră cu noi. Dacă vine cineva și tacă, 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 suntem mult prea bătrâni încât nu mai auzim, urechile ni le acoperim și trec vorbele pe lângă noi. Dar să stai tu cu tine să te sondezi, să scoți acolo la iveală tot ce e rău, urât, dureros, e vindecător. Că pe urmă, precum spuneam, am și citit și am aflat că de fapt, da, asta este o terapie foarte bună. Cred că și scrisesem la un moment dat, că descoperisem într-o carte că să ții jurnal este terapie în depresie. Absolut, absolut. E chiar folosit metodă terapeutică și sunt așa, mai multe școli de a ține jurnal, cum într-un fel, în altul. Dar interesant cum ai zis asta cu lucruri care te tulburat, zic, cel mai mult când te-ai confruntat cu el, asta cu catastrofa pe care o eviți. Să-ți imaginezi, să-ți intri în detalii cu catastrofa pe care o eviți. Și să știi că au fost mai mulți colegi din program care au zis că s-au blocat aici, au evitat, au amânat 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună să apuce să scrie treaba asta. Surpriza întotdeauna este că, acum nu știu dacă e un proverb foarte bun, dar dracul nu e chiar atât de negru în momentul în care îl scrii. Adică în momentul în care îl faci din sfera asta spaimelor, cu emoții puternice și îl traduci în scris, îți dai seama că fie catastrofa este exagerată, adică nu ai cum să ajungi acolo și îți găsești metode să nu ajungi acolo simplu,
Și de fapt te temeai, adică nu că te temeai degeaba, dar emoțiile sunt disproporționate în raport cu realitatea. Și asta te ajută să te scoți din emoții și te aduci în zona asta de conștiență, de cortex prefrontal, să-l scrii sub lumina conștiinței și a rațiunii, să zic așa. Da. Uite, tu ai investit în programul ăsta un pic de timp. Da. Ai plătit un preț, a fost un cost, ai pus energie. A fost o investiție a ta în tot programul ăsta, adică munca ta, banii plătiți la intrarea în program. Cum crezi că a fost, să zic așa, raportul preț-beneficiu? A fost rentabilă investiția asta? A fost mai scump, mai ieftin, mai cum crezi că o meritat? Eu știam că în viață, dacă iei gratis, zero valorează. Aveam conștiința faptului că orice lucru valoros are un preț și chiar dacă nu îi se cere un preț, tu trebuie să plătești ceva pentru lucrul respectiv. Nu e bine să primești gratis pentru că nu apreciezi. Prin urmare, faptul că am ajuns, eu consider, spre final. N-am făcut ultimele teme, care sunt din ultimul curs, dar deja sunt spre final. Și sunt un alt om mult mai împăcat cu mine. Că, de fapt, aici este cea mai mare valoare. Eu sunt împăcată cu mine. Este cea mai. Deja, ești dispus să plătești ca să fii împăcat cu tine? Nu știu. Poți să zici că oricât de mult. Sau Da, poți să da. zici că 10 lei e prea, prea mult, nu știu. Dar eu să fiu împăcată cu mine, consider că e cea mai mare achiziție și atunci prețul a fost foarte mic al cursului comparativ cu ceea ce am obținut. Așa, adică contează foarte mult cât anume te doare neîmpăcarea cu tine. Dacă nu te doare, s-ar putea să nu prețuiești direcția asta, claritatea asta în privința ta și a raportului tău cu lumea, cu rostul tău, cu valorile tale. Și cred că cei care prețuiesc, de obicei asta faci când un ceva în care ai investit îți aduce ție schimbarea pe care ai urmărit-o, nu-ți pare nimic scump în contextul ăsta. Da. Cumva ca să se înțeleagă la ce mă refer să fiu împăcată cu mine, când am intrat în programul ROST, eu aveam părerea despre mine că eu sunt de vină pentru moartea copilului meu. Prin faptul că eu am luat-o de mână și am dus-o la medicul care a prescris tratamentul care a avut ca efect advers tromboembolismul pulmonar din care a murit. Din cauza aceasta spun că trebuie, faptul că m-am împăcat eu cu mine e cea mai mare achiziție. Da, mă bucur. Și asta este un mecanism pe care îl pățesc foarte mulți, cărora le moare cineva apropiat. Iau toată vina sau vina majoritară și o asumă, și o pun în spate și merg cu ea și îi afectează în toate domeniile vieții și în toate, cum ai spus, și riscul de somatizare și de a trece în altceva. Da, îmi pare bine cum de felul în care ai poziționat lucrurile astea. Tu practic, tu cum ai auzit, tu spuneai că ai fost pe harta 3V, pe grupul harta 3V. Cum ai ajuns, cum ai au, cum ai au, a, a, auzit de mine sau de program în De-a afară? mei. Ai fost cum, adică ai primit e-mail-urile care te duc la harta 3V. Cred că așa au fost, nu? Cred că da, cred că da, cred că a Da. fost. Nu mai Da, cred țin că a minte. fost. Da. Ei, Iar așa e. pe harta 3V, nu știu cum am ajuns, dar am ajuns prin Bucovina Profundă. A, am Cum înțeles, am am ajuns înțeles. la Bucovina Profundă, habar nu am, pentru că a fost înainte de pandemie. A, am înțeles, am înțeles.
Deci aveai un contact cu ce făceam eu, cu activitățile astea ale mele mai de mult. Da. Și practic, de ce ai decis să lucrezi cu mine ca persoană? Adică tu practic ai investit și încredere în treaba asta. Ce anume te-a făcut decis să îmi acorzi mie personal ca om încredere? Adică, na, poate să zicem că poate știai unii lucruri de ale mele, de activitățile mele de la Bucovina Profundă, din Harta 3V, din programul ăsta cu cursurile pe net, dar ce anume din activitatea asta te-a făcut să mi acorzi încredere? Faptul că ești ortodox, faptul că n-am știut că ți-a fost duhovnic părintele Iustin, dar eu aveam un mare respect față de părintele Iustin și am considerat că oricine îl respectă pe părintele Iustin nu poate să-mi facă rău. Nu poate să-mi facă rău pentru că dacă respecti un om de o asemenea valoare, nu poți să ai ceva agresiv în tine. Știam clar că sunt dispusă să fac orice curs care nu-mi propune să utilizez substanțe. După ce l-am citit pe Jordan Peterson cu benzodiazepină sau ceva pe acolo, mi-am dat seama că, de fapt, feeling-ul meu de a sta cât mai departe de psihiatrie a fost un lucru bun. Așa. Deci, cumva, de asta am avut încredere, pentru că erai un ortodox practicant care nu erai, eu așa am perceput că nu erai doar de fațadă. Și am zis, nu poți să-mi faci rău. Prin tot ceea Am ce îmi înțeles, propui, nu bate. ai cum să-mi faci rău. Da, eram probabil și cu o rană deschisă și atunci vreau să nu mi se Sigur, întâmple sigur. rău. Pentru că da, adică mulți oameni care au nevoie de acest program sunt oameni care au o vulnerabilitate. Adică și de asta te-am și întrebat că mă gândeam cei în care sunt acum în situația în care erai tu la început. În asta și ei au o vulnerabilitate și pot să n-aibă încredere în ce văd. Adică văd un bărbos cu ochelari pe net care zice el că se face chestii, știi? Și atunci poate să nu fie credibil treaba asta. Și eram curios cum a fost și tu mi-ai răspuns la treaba asta. Da. De asta am Eu avut și practic. curajul să mă deschid. Da. Ia să mai văd eu ce mai bine. Mi-am mai notat niște întrebări aici. Mi-a spus o chestie așa. De ce ar trebui cineva care ascult, care urmărește interviul ăsta acum, de ce ar trebui să apuce prima dată? De ce ar trebui. Deci, cred că. Cum ai recomanda unui om în căutarea clarității despre sens și despre rostul vieții lui? De ce crezi că ar merita să-i recomanzi programul Rost? Pentru că este un program care îți pune întrebări și nu îți dă răspunsuri. La copiii de 3 ani, de 5 ani, de 14 ani, poate nu are cum să meargă atât de bine, dar un program care doar îți aruncă la fileu întrebări și îți spune răspunde. Orice răspuns e în regulă, dar răspunde. Dar E zici un și ceva program cu ce foarte program. valoros. Da, ce cursuri mai sunt și astea că nu îți dă niciun răspuns, adică îți pune numai întrebări, ce fel de cursuri sunt astea de Cred că nu îți este dă cea mai răspuns. bună pedagogie în care să-l întreb și dacă cred că stăm și ne uităm la profesorii valoroși din viața noastră, o să realizăm că sunt profesorii care știau să pună multe întrebări și să dea puține răspunsuri. Lăsau multe în coadă de pește, permițându-ne să venim cu răspunsurile noastre cu privire la cum funcționează lumea. Da, Și îmi cumva pare bine. mi-a schimbat modul de a fi pedagog acest curs. Și anume Interesant. să nu mai vin în înaintare tot timpul cu răspunsurile, ci să pun întrebările și să-i las să stea în hăul ăla al incertitudinii și să-i Exact, aștept. exact.
Exact. Îl privezi pe cel din față, dându-i un răspuns prefabricat unui om care are, adică tu știi răspunsul, să zicem, la întrebarea lui. Sau îl intuiești, că poate nu ești din interiorul lui. Dar dacă îl dai direct și omul nu e pregătit să-l ia, să-l metabolizeze, tu îl privezi de evoluția lui, de bucuria și reușitei lui de a își găsi propriul răspuns pe care îl ia ca pe o nouă descoperire a lumii, adică interioare sau exterioare. Dacă îi spune cineva așa, poate fi foarte indiferent, chiar dacă e răspunsul cel corect, care îl simte, dar nu a croșetat, nu a metabolizat cu el, nu s-a îmbibat cu el. Da. Hai să mai văd ce mi-am notat aici. Adică eu m-am bucurat foarte mult de atmosfera creată la seminarii și câteodată eram atât de bucuros încât credeam că nici nu e nevoie să intervin, adică să-i lăs pe oameni inclusiv să scoată din ei acele lucruri pe care nu au cu cine să le împărtășească, pentru că chiar unii aveau problema asta a dezinserției dintr-un mediu. Nu aveau un mediu și îl găseau aici. Numai că îmi dau seama că există riscul unui surogat. Ei trebuie să nu se oprească la asta. Adică cursul nu este doar o metodă de socializare într-un grup interesant, de oameni interesanți. El trebuie să fie și asta, dar și oamenii sunt vectorizați spre ceva. Merg, au o țintă, au o direcție, toți aceeași direcție. Și atunci un pic să ne ținem pe direcție. Notat și o să fac lucrurile cumva mai structurate. Laura, îmi pare foarte bine că am stat, mi-a plăcut foarte, a fost o bucurie să stăm de vorbă, pindelete așa și cu răbdare. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat și că ai să stăm la această discuție. Chiar mi-a plăcut. Și eu mulțumesc de companii și de discuții. Și cred că și din răspunsurile tale mă ajută foarte mult pe mine, cum ai spus și la început. Și cred că o să ajute și pe acei oameni care au nevoie exact de treaba asta. Pentru că eu de oamenii ăștia, pe oamenii ăștia vreau să-i găsesc, pe acei oameni care au exact nevoie de asta. Cei care nu au nevoie, e în regulă. Nu cred că să. În momentul, dacă nu există o potrivire cu între curs și oameni, nu cred că îi ajută. Da. Bine, o zi bună. Bine. La revedere. Pa.